Căpșunile sunt în plin sezon, iar dulceața este o adevărată delicatesă. Consistența dulceții de căpșuni este minunată, fructele conținând pectină, care are proprietatea de a gelifia dulceața odată fiartă. Pentru o cantitate mai mică de zahăr adăugat, secretul este însă că preparatul trebuie să fie fiert un timp mai îndelungat. Iată o rețetă de dulceață de căpșuni ușor de făcut. Dulceața de căpșuni, ingrediente: 4 kg de căpșuni, 3,5 kg de zahăr, 4 lămâi potrivite cu coajă. Căpșunile se spală bine și se curăță de codițe. Se așează toate căpșunile curățate într-un vas încăpător cu fundul mai gros, potrivit pentru dulceață, și se stropesc cu zeamă de la 3 lămâi. Apoi se adaugă tot zahărul și lămâia rămasă tăiată în felii subțiri. Adăugarea feliilor de lămâie îi va da un gust aparte. După ce se lasă timp de câteva minute pentru ca zahărul și sucul de lămâie să pătrundă puțin în căpșuni, se pune vasul pe aragaz la foc mic. În scurt timp, fructele vor pluti în siropul format. Când dulceața începe să clocotească, se va forma deasupra o spumă care trebuie să fie îndepărtată pe măsură ce se adună. În ea se concentrează impuritățile conținute de zahăr. După trecerea 45-50 de minute de fierbere, se scoate pe o farfurie puțin sirop și se verifică consistența acestuia. Dacă picăturile au un aspect de boabe de rouă și nu se împrăștie pe farfurie, dulceața este gata. În borcanele curate, uscate și sterilizate, se pune dulceața fierbinte și se astupă gura borcanului imediat. Recipientele în care a fost pusă dulceața de căpșun se întorc pentru 15 minute cu capacul în jos pentru a se crea vacuum, iar apoi se răstoarnă în poziția normală și se acoperă cu șervețele de bucătărie pentru a se răci mai încet. Relatează realitatea.net.